victorie lejeră, nu? Simplă cu Dinamo, chiar dacă pe final au fost un pic de emoții. Au fost emoții, dar dacă tot meciul n-a avut un șut pe poartă, dacă a fost o greșeală, a lui Târnăvanu, dar după aia ne-am retras noi puțin, adică am lăsat motoarele, după aia ați văzut că nici nu s-au mai apropiat măcar, la 2-1 nici mai ca să mai apropiat de poartă. Nu aveam emoții, n-am avut emoții. Supărat pe Târnăvanu, ce face? Ce? Rămâne titular sau pocherez la plată? Au grav avertisment. Greșit omul în meci, dacă de exemplu cu golul lui ăla era, se întâmpla ceva, acum stătea pe bancă. N-a greșit și cu farul. Îi mai acordați o șansă, și nu? Cu farul aia a fost, aia n-a fost de fapt, a ieșit greșit, aici a fost greșeală. De apreciere, a sărit omul, acutarea, aici a greșit pur și simplu, adică asta greșeală e genul lui Vlad. Mâna mai face, stă pe bancă. Dar Vlad v-a cerut să pleci? De ce? Nu, Vlad. Nu, Vlad a zis că, domnule, că vrea să agăște o echipă, că să-l împrumut. Să vrea să ducă împrumut, să apere și el. Și bine, tată, atunci, du-te, tu i-am zis. Stăm noi numai cu un portar, că dacă e, punem un jucător de câmp. Că toate echipele, zic, n-au nevoie de portar de rezervă. Și mai ai nevoie de portar de rezervă? Și apără. Și te oprești cineva să nu ape. Când ape, dacă dai cu mingea la adversar, nu mai ape. Aia îți dai seama, dacă dai mingea la adversar cadou, asta a fost o greșeală. I-a sărit, i-a și sărit. A fost un smoc, i-a și sărit, că ăsta nu greșea. Ca să dai pas la adversar, apoi tată, nu știu eu. Așa ceva. Două victorii. Bă, Chiricheș, să vedem. Dacă acceptă oferta care i-am făcut-o, asta este Chiricheș. Aia care i-am făcut-o atunci. Chiricheș, o să vedem. Chiricheș depinde de mai mulți factori, nu numai asta. Depinde și de calificare, mai departe. Vedem ce situație suntem atunci. Deci nu sunt șanse să nu se mine de azi. Puteți să-l treceți până mâine seara pe lista pentru meciurile cu Bulgaria. Pe lista UEFA. Eu știu asta, dar... Dacă n-a semnat, nu putem să-l trecem, nu? Mă gândeam că poate... Păi poate astăzi. Întrebați-l pe el dacă astăzi. Pe mine nu mă întrebați, că eu dacă vă spun că azi n-a semnat astăzi. Aveți emoții două victorii din două până acum. N-am nicio emoție. Nu vreau două victorii din două. Nu, zic, ați avut două victorii în campionat. Vreau 15 din 15. Eu așa vreau. Așa vreau. Că așa echipa am de 15 din 15. Și gata, sunt campion și să ne lase după aia de acum să ne lase să ne pregătim. Vă gândeați că o să vină Marcel Ciolacu la meci? Că iată, s-a ținut de promisiune. Îl mi-a spus de pe scenă, de la Patriarhie. Avem obligația și datoria. Nu era prim-ministru atunci. Fii atentă. Era șeful Camerei Deputaților. Avem obligația, datoria ca Steaua. Deci fii atent. Steaua să joace în Ghenci. Are cum are obligația și datoria. Steaua să joace în Ghencea, o face. Numai dacă a zis Steaua, atunci să facă și lucrurile cum sunt normale. Adică să facă control acolo. Bă, ce e asta? Ce se ia asta? Ce adică vreți voi? Adică unde e bani? Unde există armată care trage cu mitraliera și cu mingea? Păi tragi cu mingea sau cu mitraliera, bă? Bă, tragă aia, ghiulele, trage... Rusia cu fotbal, are fotbal, a făcut stadionul în Ucraina cu Rusia. Ai ceva la cap, nebun? Doamne, feriască! N-a văzut terorism la meci acum. N-a văzut, n-a văzut. Păi, dar nu a... S-a referit la clauza ce o punea ei de terorism. Ce vă mă ții în brațe? Păi spus că filmeze oameni. Pe ce se filmeze, mă? Tu te mă așa, mă. Să ții femeia în brațe. Nu vede camera. A, nu-i măritat. Faceți cerere pentru meciul cu CFR? Cum? Să jucați zi în cea, faceți cerere pentru meciul cu CFR? Păi o să facem, normal că trebuie să facem. Și a și spus, a zis că a spus, cu Clujul pe 6, deci. Asta clar că așa va fi. Nu, încet, încet, probabil, într-un fel poate e bine. Și de ce? Oamenii trebuie luați ușor. Și galeria aia de la sud, adică ei,
noi trebuie să înțelegem pe toți. Ei dacă așa sunt încet, 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 ei se vor obișnui, adică trebuie luat oameni ușor. Adică treptat, 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 adică că zice că obișnuința devine deprindere, deprinderea devine fire. Încet, încet să-i lăsăm să obișnuiască și adică să nu mai existe incidente, agresivități, chestiuni de genul ăsta. Eu să o luăm ușor, ușor. Ați văzut ce coze au fost la Arena Națională? Lumea și-a arătat dragostea, susținerea pentru echipă. Au stat de la 6 dimineața. Așa să stai, nu să stai. De la 6 dimineața au stat suport. Și ai găsit motiv și să le... Nici ăsta nu este. Hai, gata, căsătoriță. Păi ce să... Ce fată frumoasă ești. Da, mă, da, ce păi tu ești de la, tu ești de la Pro, ea e de păi la... Păi nu, că de săptămâna viitoare vom fi cu lei. Hai, logodnă. N-aș trebui de, de bulgar da, să... Da. Logodiți-vă. De bulgar să ne temem, să vă temeți? De bulgar? De bulgar nu ne temem, nu, nu cred. Adică avem echipă prea bună. Noi ne putem bate la ora asta, bine, puțin acolo, în centru, dar și Daua, am văzut că și-a revenit. Ne putem bate la ora asta cu orice echipă din lume. Un pronostic pentru meciul de la Sofia? Nu știu, nu fac pronostic. Nu-mi place, mie știți că pronosticul nu fac. Dar eu cred că nu o să avem probleme. Dacă avem probleme în primul tur, atunci păi să ne lăsăm de fotbal, mă, atunci ce să facem fotbal? Jucăm în România aici cu CFR și cu Faru și cu la Dinamo. Dar cine are cele fotbal? Mai multe șanse dintre ei? Eu mai am, cine? Nu mai FCSB. Eu am o dorință și o obligație și o datorie. Dorința mea e și pentru mine, și pentru plăcerea și pofta mea, că mi-au plăcut totdeauna lucrurile cele mai înalte și cele mai mari tot timpul, așa le-am vrut. E patimă, da? Asta o am. Mi-a plăcut cei mai mari. Bun. Și dorința, și este și obligația, și datoria, obligația față de suporterii steliști, FCSB Steaua, adică, ca să nu se supere cineva, așa, așa, că poate începe talpa și face vreun circ, așa, și datoria față de Steaua. Așa am preluat-o. Să mai intru o dată în grup. Adică în grupele ligi. Asta este datoria, asta este dorința mea și avem și obligația mea. Adică obligație față de suporteri și datoria față de Steaua. Față de țara mea unde am preluat un brand mare. Steaua care este Steaua FCSB și gata. Și asta este ceea ce eu vreau. Nu cred că e departe. Adică, că nu fac eu. Se vede cum Dumnezeu a lucrat-o ușor, ușor. Dumnezeu când vrea să facă ceva, ori face o minune, dar nu face 18 minuni. Ca să facă o minune. Nu face. Adică dacă ai echipa slabă, nu face Dumnezeu 229 de minune, adică să bați, să iei campionatul, să faci, să dregi. Dar Dumnezeu ce face? El face lucruri minunate. Îți știe dorința, știe inima, vrea să-ți facă pe plac, desfătează-te în Domnul și va împlini cererea inimii tale. Mă desfătez în Domnul, îl iubesc pe Hristos și asta este dorința mea și știe cererea inimii mele. Ca Steaua să fie în Liga Campionilor în grupe. Și el ce face? Îți face atunci, îți aduce jucători încet, încet, cu 3, 4, 5, 7 ani, când știe el când va fi și când vei merita tu, Gigi, și cred că acum că am început să merit eu. Îl transformă și pe Coman. Și atunci face el echipă frumos. Și atunci face numai una minune. Adică în play-off-ul de grupele Champions League, adică caz cu o echipă mai puternică și o bați, adică chiar dacă e mai bună ca tine.
Mai poate să facă Dumnezeu și mai multe minuni după aia, nu știm noi. Că Dumnezeu când îi cer și dacă cer cu credință, zice că ochii lui spre cei drept și urechea lui spre rugăciunea lor. Dacă e Dumnezeu cu urechea la rugăciunea mea, atunci el știe inima, cererea mea și el nu face ceea ce eu vreau. Face de 100 de ori mai bine și de 1000 de ori mai frumos decât eu vreau. Și urechea lui spre rugăciunea lor. Vezi? Dar nu vă temeți că acum joacă Olaru Coman. Veni. Iar fața Domnului spre cei ce fac rele, zice, deci ochii spre cei drepți, urechea spre cei rugăciunea lor și fața lui spre cei ce fac rele ca să piară de pe pământ moștenirea lor. Bă, voi ăștia rei, moștenirea voastră va fi pierdută de pe pământ. Nu știu acum, că ai tu 7, 3, 9, 10 copii, dar va fi pierdută în următoarea, așa zice și așa va fi. Cei răi, care iei inima lor, ei n-au niciodată bucurie. Care ei străiesc numai în tristețe, pentru că ei tot timpul am dușmănie, ură și invidie pe alalaltul. Păi de ce face Becali? Păi fac eu, mă, Domnul vrea. Sau ăia care nu le-ai făcut nimic în viața ta, le-ai făcut numai bine și ei numai rău. Păi aia, vai mama lor, bă, viermele în inima lor lucrează și râcăie și distruge. Îi mănâncă ficații. Și inima, și rinichii, și plămânii. Dar nu vă temeți că la cum au început Coman și Olaru, îi pierdeți, plătește cineva clauza și slăbește echipa? Vă mi-e teamă de asta. Pe cuvânt mi-e teamă. Câteodată mă rog, zic, să nu-l vadă lumea pe Coman. Au început bine de tot. Pentru că el acum este exact ca Neymar. El acum exact ce face Neymar, face și el. Adică el acum normal... Cât? 180 de milioane de, sau 120? 220 și-a plătit PSG-ul, da. Acum 5 ani pe el. Băi, 220, adică acum el normal, să zicem, că n-are 20 de ani, are 25, trebuie să tai pe din două, 110. Dar cum vi s-a părut golul lui? Golul ăla e un gol care încântă pe proprietar, pe patron. De ce? Pentru că el... are, așteaptă emoția golului, pofta golului, plăcerea golului. Și el nu mai vine din emoție. Adică vine pur și simplu, fără că emoția o ai, că se rulează faza. Apoi un gol de ăsta, pac, gol, adică natural. Adică nu mai, parcă iese la Play Sport de la PlayStation. Da, pac, a intrat în gol. Păi a calculat. Na, nu, n-am, slavă Domnului că n-am. Dar în cazul lui Companiu? Bă, de Companiu l-am lăsat la 1.600.000. E la ofertă? Cum? Să vedem, Răspuns, nu. Mi-a plăcut cum a intrat acum. A intrat bine. Bă, băieți, ați înțeles acum, nu? Hai, Domnul să vă ajute. Da, schimbările la pauză, ați vrut să-i vedeți pe toți jucând sau de ce? Băluța a fost extraordinar, nu că, dar trebuie toți jucătorii rulați acum în meciurile astea mai ușoare ca să-i vedem, să știm ce-i cu ei, cum, când îl bagi, cum nu-l bagi, adică trebuie să-l știi, bă, cât e de tare, când ochește bine, nu ochește bine, aveți sinta, ai intrat în inimă. Deci o perioadă așa cam de test, nu asta, până vă dați un prim 11. Păi e test acum, păi acum ai testare, tată, sunt câțiva jucători care trebuie să testați, adică pe posturile lor, care sunt. Companiu, Băluță, n-ai cum să-l testezi pe Băluță. A trecut test. Na, nu mai. Înțelegi? Djokovic, n-ai cum să, că ăla e clar, ăla acolo e, încep cu el echipa, așa? Care sunt Cordea, Tavi Miculescu și cu... Vine și Tavi acum. Păi vine Tavi, acum îl vedem pe Tavi. Pe unde îl băgați? Pe-n dreapta, să-l vedem pe Tavi. Acum la Sofia? Păi da, să-l vedem pe Tavi acum, nu? Să-l vedem. Și Vali Gheorghe? Vali Gheorghe o să fie Gheorghe și o să fie și Vali și Gheorghe. Înghezana o să-l vedem și pe el. Pe Înghezana o să-l vedem și pe el. Bă, timp să joace și Vali Gheorghe, să știi. De ce? Pentru că sunt multe meciuri. Da, cum? Probabil la Galați. Înghezana îi trebuie o
un timp de acomodare, așa spune Lucescu, că jucătorii afroamericani trebuie... Afroamericani se zice, mă, că nu mai știu, că să nu cumva să se supere, mă, nebunii, mă, că se supere... Veniți de departe, au nevoie de timp de acomodare... Străini. Nu, dar cum zici, străinii de culoare. Africani. Africani, așa, trebuie, africani. Le trebuie un moment de acomodare. Înțelegi? Și cât va fi în această perioadă? Păi nu știu, ei spuneau, dar eu nu cred, noi nu o să așteptăm așa, ci că trebuie 3-4 luni de acomodare. Așa spune Lucescu. Noi după o lună, noi nu ținem cont, noi facem o treime, adică ce spune el. Dar ce faceți, că dacă vine și Chiricheș și Daua și Înghezana, cum o să aruți? Aruți, care s-a mișcat bine? Păi și ce o să facem? O să dansăm și patru, o să vedem. Faceți două echipe? Tu ce ai făcut când te țineam brațe? Ai dat-o la o parte, te-ai speriat? Dar îți plăcea, mă, de ce stăteai? Ce, nici nu te mișcai deloc? Uite, așa stăteai, vai, nici mâna măcar nu spuneai, să nu cumva să schimbe poziția. Să nu intrăm în cadru la operator. Acum m-am logodit deja. Vă faceți două echipe? Da. În condițiile acestea în care aveți... Avem deja două echipe, e bine. Hai, Domnul să vă ajute. Mulțumim.